Salutare, salutare! Eu sunt Mădălin, iar astăzi învățăm ce sunt supercomputerele și la ce sunt utilizate. Un supercomputer este de fapt un ansamblu sau mai bine spus un complex foarte mare format din zeci sau chiar sute de computere interconectate ale căror procesoare accesează aceeași memorie centrală și funcționează coordonat prin instrucțiuni de procesare paralelă, însumând astfel o putere totală de calcul extrem de mare. Cam cât de mare? Cel mai rapid supercomputer are o putere de procesare de 33,86 petaflops și se numește Tianhe 2. Acesta aparține Universității Naționale de Tehnologie pentru Apărare din China și ascunde 32.000 de procesoare Intel Xeon E5-2692, 48.000 de coprocesoare Intel Xeon P31S1P, o memorie RAM de 1375 TB și un spațiu de stocare de 12,4 petabytes. Primul supercomputer a fost construit în anii 70 și a fost utilizat în realizarea prognozelor meteo și cercetarea aerodinamică. În prezent, în topul celor mai rapide supercomputere, mai regăsim nume precum Cray Titan cu 17,59 petaflops sau IBM Sequoia cu 17,17 petaflops. Acestea sunt utilizate pentru cercetare în numeroase domenii, cum ar fi medicina, biologie, chimie, fizică, criptografie, simulări 3D și tehnică militară. Cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest episod, vă puteți abona la canalul nostru și puteți distribui mai departe acest clip utilizând funcția share.